Prima acțiune a acestei întâlniri le aparține dinamoviștilor. Vine centrarea lui Ghezim Shalai, titularizat în flancul stâng, în locul lui Gavrilă. Shalai continuă acolo. Este în duel cu Râpă și obține o lovitură liberă Dinamo, în timp ce Steaua în acest moment la 6 puncte în spatele Astrei nu-și permite să irosească prea multe puncte în perspectiva play-off-ului. Ghezim Shalai e cel care bate lovitura liberă, respinge Varela până la același jucător care a evoluat și pentru Gazmetan. Media centrare în 6 metri, recuperare acolo, încă o minge pe a fost poate cea mai inspirată, cea mai luminoasă acțiune a sa de când a venit la Steaua, pe lângă preluare și pasa către tutorie pe poziție viitoare, însă mingea nu a ajuns la fostul jucător al Oțelului. Și totuși el e cel care scoate acum mingea către Tade, apare bine Paul Anton. Surprinde totuși titularizarea lui Tudorie acolo, în condițiile în care pe bancă se află Rareș Enceanu. Acum e rândul dinamoviștilor să fie periculos, centrarea lui Fai îl viza pe Voinovic. Partea lui Cerniauska, sunt ocazii mari, n-au apărut aici. Vedem o centrare într-un adversar. Mingea lui Ghezim și aici al lui Anton, Gavrilă, să vedem continuarea, încearcă pentru Esombe, gol, 1-0 pentru Dinamo, însă este autogolul Stelei, nu reușita lui Esombe. Fernando Varela marchează mici pentru același Gavrilă, care centrează, mingea trece pe sub mâinile lui Niță, iar Varela marchează în proprie poartă. A încercat să se ferească Varela. Da, Gavrilă, jucătorul abia intrat să îl culce pe fundașul Stelei, reușește centrarea, mingea ajunge la Dorin Rodariu. Gol! Centrarea lui Nuere respinge greșit Ghierme și apoi vine șutul lui Panici la colțul lung, fără speranțe pentru Iano Filip, pentru Filip e această pasă, Nioere, vine gol! Dinamo! Bizonul marchează victoria lui Dinamo, e total. Ideile antrenorului Rădoi în această primă jumătate a sezonului nu prea s-au văzut. Încă o acțiune de contraatac